Întâlnire de urgență, după protestele masive de la spitale, Mintri Teodorovici și Pintea discut despre veniturile angajailor din sănătate. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici și ministrul Sănătății Sorina Pintea s-au întâlnit de urgent pentru a discuta, după ce angajaii din sănătate au continuat protestele în fața spitalelor, nemulumiți de veniturile pe ultima lună. Întâlnirea vine la scurt timp după ce ministrul Sănătății Sorina Pintea i-a chemat la discuții pe managerii spitalelor unde angajații au declanșat sublinierea proteste din cauza diminuirii sporurilor, ea afirmând ce trebuie aplicat o lege, iar prin această lege au existat sublinierei major importante ale salariilor medicilor. Aproximativ 200 de angajați ai Spitalului Județean de Urgență din Craiova au întrerupt lucrul sublinierei proteste azi, luni dimineață, în Curtea Unicii Medicale, relamând ce le-au fost diminuarea sporurilor cu până la 50. De asemenea, în acest dimineață au loc proteste sublinierei la Spitalul Bagdasar Arsen din capital, iar noi proteste ar urma să aibă loc luni sublinierei la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din capital.